Preacel cernice Părinte Paroc Adrian Medan și iubiți credincioși, Preacel cernice Părinte Diacon Ionuț Oblișca și dragi tine, mă bucur să fiu și eu prezent astăzi, în această seară frumoasă de colini, la parohia noastră, Pogorârea Sfântului Duh, să aduc și eu vestea nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Un colind străbun spune, dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, ce bucurie ar fi. Sau, din an în an sosesc mereu, la geam colindător e gerbul vid și drumul greu, dar e obicei străbun. Ei, iubiți credincioși, și noi în această seară, împreună cu invitații prezenți, dorim să vă aducem bucuria și vestea nașterii Domnului în sufletele fiecăruia. Mulțumesc încă o dată Părintelui Adrian Medan. Iar acum vă voi pune la suflet o colindă dragă, galbenă butuie. Luminează și se stinge botul.
fie pe pământ. Luxul mamei cel mai tare, când copiii mai simțea, era pâinea de pe masă și cutuia de la cu drag.